Ori 6. Pe 2. Totul pe 2. Și face 3. 6 ori 6, 36. Pe unde e 1 plus radical din 3. Centimetri pătrați. Aceasta este area triunghiului respectiv. Hai să vedem ce a fost aici interesant în problema asta. Tot. Desenul. Mi s-a cerut ce? Area. Doar atât area. Da. Cu ce plecă de aici, Anca? Cu... Da. O, un desen corect făcut, problem pe jumătate rezolvat. Corect. Notați-vă asta. Un desen corect făcut, problem pe jumătate rezolvat. Foarte important. Asta e mesajul la care, da, cu care ne alegem de aici. Că în rest, acolo am lucrat, acolo ne-am vârtit. Da? Cum construia? Ați văzut că pe moment... Pe moment părea destul de greu să facem figura ca să corespundă realității. Deci nu de la triunghiul construit aiurea merge. Da. Și ați văzut, stau 30 de grade, 45, gata, triunghiul AD-B construit, de aici dublat, am găsit vârfoa, am făcut și iată problema... Problema 4 de la test. Deci 4, care sună cum? În triunghiul ABC avem măsura unghiului la 90 de grade. Așa. O să mi posesez în da. După ce scriu eu. Da. Să ia 10 la test. Păi, dar Dumnezeu să... Se întâmplă asta pentru că muncim aici, da? În ipoteză. Triunghiul ABC măsura unghiului A 90 de grame. Triunghiul ABC, care măsura... Unghiului A 90 de grame. Aha. AD și C e mediane. A. B. B. A. AD și... CE. CE. Mediane. Da. AD perpendiculară pe CE. Cu D aparține lui BC. Da, D aparține lui BC și ea lui AB. L, E, lui AB. Și ea lui AB. AB. Dacă BC e egal cu 16. BC e egal cu 16. Da. Aflați aria și perimetrul triunghiului ABC. În concluzie, aria triunghiului ABC și perimetrul triunghiului ABC egal cu 5. Deci area și perimetrul triunghiului ABC. Deci un triunghi dreptunghi, ca să fac aici. Da, ca să se suce. Un triunghi dreptunghi în A. Așa mi s-a spus. Da, da. Duce mediana AD și CE. Ce înseamnă mediană? Unește vârful cu mijlocul, domnul profesor. Da. A, B, C. Vârful cu mijlocul. A, D. Și din ce? Duceți una alta. Și din ce? Ce, cât? Ce e, da? Da, ce e. Ce e. Și B, C, 5, 16. Toată B, C. Și toată BC este de 16. Triunghi dreptunghi, cu aoleu, ce informația mea. Și mai am AD pe pentru pe CE. AD pe CE. Am și asta. Oh. Da? Ca așa spune, AD pe pentru pe CE. Deci AD mediană în triunghi dreptunghi ca BC, ce înseamnă asta? AD mediană în triunghi dreptunghi ca AD e 8. AD este 8. Și de ce? 8. Și 8. Bun. 4 AD. Da. 8 așa până. Da. 8. N-ai știut AD-a în fa. Păi dacă într-un triunghi dreptunghi, mediană... Numai într-un triunghi dreptunghi. Mediană e jumătate din hipotenuză.
Sigur. Și mediana AD e 8, pentru că BC toată ipotenuza a fost de 16, da? Bun. AD este cât DB și cât CD. Rezultă că AD cât isoscel. A? D cât isoscel. D că este isoscel. Și ADB este isoscel. Și ADB este isoscel asta. Și am și figurat asta. Ca să aflăm area lui ABC, ne trebuie... Dar aici nu putem să aflăm să aplicăm formula medianei? Mediana într-un trunchi dreptunghi, că este o formulă? Pentru că le-o și atras atenția, domnul profesor, că o să le dea cu unul. Da. Deci mediana... Într-un trunchi dreptunghi. Da. A zis că nu mai într-un trunchi dreptunghi în formula aia, nu? Mediana, cum era ce? Mediana la formula AM la a doua. Mediana la a doua, AD în cazul 2 pe lângă AB la a doua plus AC la a doua. Minus BC la a doua, spre 4. Da. Mai deci mediana. Adică AD, la pătrat. AD la pătrat. Este egal cu 2 pe lângă AB la a doua plus AC la a doua minus BC la a doua. Pe 4. 2 pe lângă AB la a doua plus AC la a doua, închidem paranteza, minus BC la a doua și pe 4. Dar de ce să spui tu într-un triunghi dreptunghi? Păi de asta m-am întrebat. De unde aveți voi informația asta, mă, că nu m-am într-un triunghi dreptunghi? Da, nu m-am într-un triunghi dreptunghi. Deci dacă am așa un triunghi la întâmplare, da? A, B, C. Și notăm, vă amintiți că să fie mai comod, B mic, C mic, A mic. Și mă gândesc la mediana din vârful A. Și atunci asta se numetează M, indice A, la pătrat. Adică mediana coborât, dusă din vârful A, la pătrat. Este egal cu 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat minus A pătrat supra 4. În orice triunghi. Deci în orice triunghi. În orice triunghi. Deci teorema medianei e în orice triunghi. Pentru că aici dacă vedem că AB pătrat plus AC pătrat fiind triunghi dreptunghic, face BC pătrat. Și vine 2BC pătrat minus BC pătrat, face BC pătrat pe 4, BC pe 2, AD, mediana AD la pătrat este egal cu BC pătrat, BC pe 2. Adică mediana e jumătate din ipotenuză. Și n-am făcut decât să demonstrez chestia asta, dar atât. Ea este valabilă în orice triunghi mediana. Bine. Mediana din vârful B. M indice B la pătrat face 2 pe lângă cele două laturi din vârful B. Adică C pătrat plus A pătrat minus B pătrat supra 4. Și tot așa de bine, mediana din vârful C la pătrat face 2 pe lângă B pătrat plus A pătrat, A pătrat plus B pătrat minus C pătrat, totul pe 4. Nu simplificați 4 cu 2, că e mare greșeală, nu știți bine diferența. În concluzie, întorcându-ne la problema noastră, nu numai în triunghiul acesta, dar aplicarea teoremei mediane aici nu te duce decât la AD va fi jumătate din BC, lucru știut. Aha. Bun. Bine. Deci nu ar fi din folos. De folos, am înțeles. În momentul de față. Am folosit deja că mediana e jumătate din ipotenuză. Dar bine, am clarificat că în orice triunghi. Sigur că teorema sau lungimea mediană e orice triunghi. La cine ar folosi, dacă am ști asta? Păi dacă știi laturile. Păi într-un triunghi, dacă cunoști laturile, poți să afli mediană. Dar dacă știi cumva mediana, poți să și două laturi, afli pe a treia. Înțelegi? Deci este un joc destul de interes. Se leagă de teorema cosinus sau teorema pitagorică generalizată. Lungimea mediană e de acolo. Deci de acolo se demonstrează. Asta e cu... Și teoria lui Pitagora generalizată unde o folosim? Păi cum? Ori de câte ori vrei să afli, ai un unghi și vrei să afli, știi două laturi și vrei să afli pe a treia, faci repede, nu? Spui că o latură la pătrat, anii pătrat,
am I pătrat, egal cu celelalte două la pătrat, B pătrat plus C pătrat, minus de două produsul lor BC, ori cosinus unghiului dintre ele, da? Asta când A, unghiul A mare, e mai mic de 90 de grade. Când e mai mare de 90 de grade, trebuie să fie pus aici. Da? Deci, în condiții în care se întâmplă așa, A pătrat, egal cu B pătrat plus C pătrat, plus 2BC, ori cos de unghiul A, asta pentru unghiul A, mai mare decât 90 de grade. Dar voi nu ați învățat când unghiul e mai mare decât 90 de grade, ce se întâmplă acolo, cosinusul unghiului acela negativ, de regulă vei să dă tot timpul cu unghiul A mai mic decât 90 de grade. Asta e teorema cosinusului sau teorema Pitagora generalizată. Bun. Să ne facem problema noastră. N-a trebuit teorema Pitagora generalizată într-un unghiul ADB dacă îl aflăm pe AB, nu? Într-un unghiul ADB. Ca să aflăm pe AB. Dar nu e din 90, în orice triunghi se aplică și aia, nu? Sigur că da, orice triunghi. Hai să ne întoarcem la noi, Miruna. Nu ne degeaba ne dă cele două mediane. Deci autorul când ne dă pe cele două mediane, că se întâlnesc în punctul, hai să spunem, punctul O aici, trebuie să, sau punctul G, mai corect. Așa se notează. Interzicția medianelor se notează cu G. Centru de greutate. Ce știm de asta? Că e la o treime de bază și două treime de vârf. Adică ar trebui să împărțim pe 8 tot. Da. În 3. Da. Și să luăm o treime și două treime din 8. Da. Deci 1 pe 3, o treime, 1 pe 8 pe 3 ar fi GD. Deci GD, iată, zice, GD este egal 1 pe 3 din tot AD. Din AD. Din AD. Cum AD e 8. Și cum AD e egal cu 8. Rezultă că e egal în continuare cu 1 pe 3 ori 8 și egal cu 8 pe 3. Iar cealaltă, AG, AG, egal cu 2 pe 3 din AD și egal cu 2 supra 3 ori 8 și egal cu 16 pe 3. Acum, în triunghiul CGD avem și ipotenuză și ipotenuză și o catetă. Avem și ipotenuză și o catetă, dar am putea să aflăm foarte repede pe cine? Pe GC. CG. Da, teorema lui Pitagora. Da, CG. Și în felul ăsta, dar nu îmi trebuie area și perimetru. Area și perimetrul triunghiului. Ducem în noțiune. Dar trebuia să ducem AD perpendiculară pe ce? A, asta n-am dus. Am dus perpendiculară. Mediane. Am dus mediane ca să înțeleg autorul. AD și pe ce? Ei, nu degeaba sunt perpendiculare. Tocmai. Nu degeaba. Și tocmai vreau să... Așa, aflăm pe aia și pe aceea aflăm pe AC, domn profesor, repede. Și pe urmă aflăm pe AC, pe Pitagora, nu? Că dacă știi pe AG, o știu. CG, ce am aflat-o. Și o aflăm și pe GE. Și o aflăm și pe GE, care este... Și o triunghiul AGE și o să avem pe AE, care AE e doplină cu EB și apoi are ea prin AC, ori E a plus pe 2. Da, deci problema se rupe de aici. Da. Tot, esențial a fost G-ul ăsta, că e centrul de greutate, între o treime și două treime. Deci vă dă mediană, interficția mediană... Și perpendicularitatea. Și perpendicularitatea, deja. Foarte important. Interficția medianelor este... Deci, hai să revenim. În triunghiul... Da. Ducem ideea, începe să construim. În triunghiul GDC. Corect, așa și scrie. Da? Avem pe asta de 8 și pe GD am aflat-o. Da. Ne ducem și aflăm pe Pitagora și cu, spune că e triunghiul. Deci începem. În triunghiul GDC. GDC. Avem CD egal cu 8. G de 8 pe 3. G de egal cu 8 pe 3. Pe 3. Și conform termenul, și măsura unghiului e 90 grade. Așa, și măsura unghiului e G de acolo, nu? Da. G egal cu 90 grade. Atunci,
teorema lui Pitagora. Da, și avem G, C la pătrat. G, C. La pătrat. La pătrat. Egal cu C de la pătrat. Ipotenuza. C de la pătrat, da. C de la pătrat. Minus anca. Minus G. G, D. G, D. Totul la a doua. Și egal mai departe, vorbește anca. G, C la a doua. Egal cu C, D. C de la a doua, 8 la a doua. 8 la a doua, minus. Nu 16, 64. Deci 64, da. 64 minus. Minus 8 supra 3 la unde rămâne? 8 supra 3 totul la pătrate. 8 supra 3 totul la pătrate. Și egal cu 64 minus 64 supra 9 și egal cu 64 pe lângă. 1 minus 1 pe 9 face 9 minus 1. 8 pe 9. 9, da. Ori 8 pe 9. Asta cine este G, G, C, da? G, C la pătrat. G, C simplu. G, C. Egal cu radical din... 64 ori 8 pe 9. Și face 8 ori 2, radical din 2, pe 3, da? Da. Și egal cu 16, radical din 2 pe 3. Asta cine este 16 radical din 2? G, C. Da, acum mergem și A, C. Acum mergem în triunghiul A, G, C. În triunghiul A, G, C. E trecut și el, o știm pe G, C, tocmai am aflat-o, o știm pe A, G. Știm pe C, G ăsta, trebuie să aflăm și pe G. Stați puțin, să mergem în AGC, domnul profesor, A, să mergem în BAC. A, G, G, da. Dar să mergem în BAC, da? Deci e în triunghiul. A, G, C. Avem că ipotenuza e chiar AC, AC la pătrat. AC pătrat este egal cu... A, G la pătrat. A, G la pătrat plus G. C, C, G. Da, plus G, G sau C, G la pătrat. C, G la pătrat. Deci C, G la pătrat. Și egal cu... A, C la a doua, egal cu 8 la a doua. A, G, o știm. 8 la a doua. A, G, nu. A, G, 16 pe 3. 16 pe 3. Da? E scris acolo. 16 pe 3 la pătrat plus... Plus 8. Plus G, C... Care e asta care am aflat-o acum? Acum, 16 pe radical de 2 pe 3 la pătrat, da? 16 ori radical din 2 pe 3, totul la pătrat. Și egal cu 16 la pătrat pe 9. Să mergem la test, o seară bonus. Mai bine? Nu, vine, sau degeaba. Să rămân, succes. Îmi pare rău. Da. Asta mă vine acum. Ce ceasul? Și jumate? Trecut. Fără 20. Fără 20. Domnul profesor, abia test? Nu știu, abia test. 16 la pătrat, ori 2, pe 9. Și egal mai departe cu 16 la pătrat pe 9, spate un factor corect. 16 la pătrat pe 9, pe lângă 1 plus 2, nu? Corect, adică ori 3. Adică așa, vine 16 la pătrat pe 9. Pe 9 ori 3. Asta a fost AC la pătrat. Da. Dar simplu AC va face radical, adică 16 pe 3 ori radical din 3. 16 pe 3 ori radical din 3. Domn profesor, o oră 26. Dar cum a s-o dus, când s-o rupt el, își face treaba. Deci 16 pe 3, radical din 3 este... Să notăm undeva sus, ca să putem să ștergem. Că mai avem de-a face pe ave. A, C este egal cu 16 pe 3. Radical din 3. O radical din 3. Bun. Bun. Asta e figura mai. Da. Avem pe ave de aflat, domnul profesor. Cum aflăm pe ave? AB. Dacă l-am aflat pe AE, l-am dublat. Da, AE ori 2.
Da, deci, dar cum să-l aflăm pe A? Păi și îl știm pe, îl aflăm pe, pe GE, pentru că e aceeași chestie cum am făcut la ADU. Prin 1 pe 3, nu? GE. Deci, GE, cât este? 1 pe 3 din CE. Din CE, dar pe CE nu știu. Deci, Știm AC, știm BC, nu putem face teorema lui Pitagora generalizată. Dar chiar teorema lui Pitagora. Unde? La chiar teorema lui Pitagora, da, că e triunghi dreptunghi. În ABC, în ABC. Nu, în ABC. A, BC. B. C. Pe pipice o știm și pe ABC, da. Da, și în ABC avem și BC. Așa, am uitat de asta. Triunghi dreptunghi, deși... A, B la pătrat, care ne interesează. Aflăm de ce triunghiul ABC? A, B, C, de măsura unghiului A, 90. Lui A egal cu 90 de grade. B, C egal cu 16. B, C egal cu 16. A, C egal cu 16 radical din 3 pe 3. 16 radical din 3 pe 3. 3. Și ia uite cum aplicăm. Și atunci A, B la pătrat. Teorema lui Pitagora. Deci A, B la pătrat este egal cu... Cine zice? B, C la pătrat? Îți pierduți. B, C la pătrat? Nu mai e. A, B la pătrat. De ce nu mergi? Uite-te, iar uite-te. Iarăși A, B la pătrat, de ce? Da, mama, dar e o cateta care mă interesează să o aflu. De ce trebuie să scot neapărat cu ipotenuza? E egal cu ipotenuza și cu cealaltă catetă. Deci... B, C la pătrat, minus A, C pătrat. Egal cu B, C la pătrat, minus A, C pătrat. Egal cu B, C pătrat, minus A, C pătrat. Și egal cu... B, C o știm, 16 la pătrat. Egal cu 16 la pătrat, minus AC, 16 radical din 3 pe 3, totul la pătrat, și este egal cu 16 la pătrat, sau lăsăm așa, da? Minus 16 la pătrat, la pătrat ori 3 supra 9, și egal mai departe, continuăm. 3 cu 9 să-l simplificăm, domnul profesor. 3 cu 9. 3 cu 9. Și 256 cu 3. Lasă că nu am mulțit noi. Și dăm pe 16 pe 4. 16 pătrat. Pe lângă 1 pe lângă minus... 1 minus 1 pe 3. 1 pe 3. Și egal cu 16 la a doua. 3 minus 1. 2 pe 3. Da. Și atunci, B, care trebuie? AB. Da. Un AB. De simplu AB. Va fi egal. Va fi egal cu 16. Radical din 16, 16, 16 ori radical din 2 pe 3. Radical din 6 pe 3. Pe 3, corect. Am și raționalizat. Da, da, da. Radical da. Din 6 pe 3. Știu pe toate laturile. Da, acum aflu aria. Perimetru. Sau? Perimetru, repede. Da. Asta iese repede. Perimetru al ABC este egal cu AB. AB, 16, plus BC. Plus AC și egal cu 16 radical din 6 pe 3. AB plus B plus 16 radical din 6 pe 3. 6 pe 3 plus BC 16 plus AC 16 radical din 3 pe 3. Și acum ajungem la același 16 radical din 3 pe 3, dar sunt catete legale? Păi nu, până ai 16 radical din 6, domnule. Așa, corect. Și acum... Ajungem la același numitor. Exact. Tot avem așa, 16 radical din... 16, dau un factor, 16 da. Pe lângă radical din 6, da. Plus 3, plus radical din 3. Corect. Totul supra 3. Nu? Că am zis, dau pe 16, numitorul 3. Corect. Da. Așa. Și cam asta, așa rămâne. Și aria, aria, fiind în dreptul, e cateta 1 ori cateta 2. Lui ABC egal cu C1 ori C2 pe 2. Pe 2. Și egal cu C1, cateta 1 e 16 radical din 3 pe 3. Deci 16 radical din 3 pe 3. Pe 3 ori 16 radical din 6. Radical din 6 pe 3. Ori 1 pe 2. Și ori 1 pe 2, corect. Și face egal mai departe. 16 la a doua. Păi, da. 16 la a doua, radical din 18. Adică mai este un 3. 3 radical din 2. Uh-huh. E 2 ori 9. Da, da, da. Supra. Supra 9 ori 2. 18. 9 ori 2.
9 cu 3 simplificat pe 3. Uh-huh. 256 cu 2. 128. 128 radical din 2. Supra 3. Supra 3. Centimetri pe fracție. S-a terminat problema. Da, asta este. Deci ce am avut de învățat de aici? Asta, dacă ne se dau medianele. Da, esențial a fost aici. Nu pleca. Odată medianele date și punctul de intersecție al medianelor, ăla e punctul de plecare. Da. O treime de fiecare geu ăsta, punctul, acela se situează pe fiecare din mediane la o treime de bază și două treime de vârf. Cum adem nu mi se dădea, dar repede noi am știut că într-un rândul mediana este jumătate din hipotenuze și... Da? Deci, îndată, numai într-un triunghi dreptunghic, atenție, exact. Mediana adusă din vârful unghiului drept este jumătate din hipotenuză și 8, 8, 8. Da, și de aici și iată geul împarte mediana două treimi din toată, deci, am știut-o pe ce, și fiind și perpendicular aici, da? Exact. De acolo rupem problema și găsim pe și rând. Și am mai clarificat și cu teorema mediană, foarte important. Teorema mediană, că mediana e valabilă, formula aceea, în orice triunghi, nu în triunghiul de triunghi. Chiar am revăzut și teorema cosinusului, da. Am spus că... Avem o problemă. Da. Ce aduce? Ce-i frâns caietul? Ce? Slinky. O debutat. Dacă n-am mai făcut din mult matematică de interdizit, da? Și mai este partea asta de... Geometrie. Asta e pe plecea. Dar o zis partea. Mami că nu știi nimic. O zis că nu a făcut nicio problemă din tema. Da, pentru mâine ai tema asta, nu? Sau nu, tema? Nici vorbul. Îi dă test miercuri. Pentru mâine au temă la algebră, dar o zis că nu-i mai interesează. Pentru că s-o trăjit o fetiță din casă care vrea test. Așa, foarte și frumos. Și vine acasă, vine acasă, și vei ieși și pune în ori. Ce vrei? Vorbești copiii. Asta e. Este lucru formidabil de frumos. Înseamnă că aveți prilejul, nu? Să vă puneți la geometrie, la punct, că este o situație creată. Testul bate la ușă, e limpede. Nu-i de trebuie. Da. Trebuie să mulțumiți colegii voastre. Eu aș face în locul vostru. Petiția e de notat de aici, domn profesor Pilini. Da. Asta e. Fiecare an, e un copil bun care învață, nu ies afară, nu se joacă, nu se plimbă. E trist. Nu-i trist. Pare o copilă că e trist. Miruna. Sunt și copii care, oameni care sunt pasionați. Exact. Ia mai bine învață decât să iasă afară. E un lucru frumos. O plictisește și tu afară. Ce să vadă? Copii care care fumează, se droghează. La problema 4, da? La problema 5. Da. ABC este un triunghi. Oarecare. Deci, pe 5. În ipoteză... ABC este un triunghi cu AB egal cu 4 radical din 2. AB egal cu 4... radical din 2. AC, 9 radical din 2. Și BC, 11 radical din 2. Deci toate laturile cunoscute. Da. Să se afle area triunghiului ABC. La punctul A mic era asta. Și la punctul B mic. Să aflăm sinusul unghiului A, cosinusul unghiului A, tangentă de A și cotangentă de A. Haideți că aici știu. Teorema lui Heron. Generalizată. Nu, teorema lui Heron, pur și simplu. Am zis bine. Da, ai zis generalizat. Nu contează, mama. Hai. Area triunghiului zi. Area triunghiului zi. Area triunghiului a bătut egal cu radical din. Din P, pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Unde P? Unde P egal cu A plus B plus C pe 2. Da. Egal cu
4 radical din 2 plus 9 radical din 2 plus 11 radical din 2 pe 2. 24 radical din 2. Face 24 radical din 2 pe 2. Adică 12 radical din 2. Și atunci? Atunci avem că 12 radical. Area. Area radical din. Radical din 12 radical din 2 pe lângă 12 radical din 2 minus 4 radical din 2 pe lângă 12 radical din 2 minus 9 radical din 2 pe lângă 12 radical din 2 minus 11 radical din 2 egal cu radical din 12 radical din 2 ori 8 radical din 2, da. 8 radical din 2, după aia 3 radical din 2, da. Ori 1 radical din 2, nu, nu, pentru sinus x. O să vedem prin ce vase. 1 ori radical din 2, da? Da. Și egal cu radical din. Radical din 2, radical din 2, radical din 2, radical din 2, face 4. Face 4 la 2. Deci face 2 ori 2, 4. Radical din 2, radical din 2, face 2. Iar 2, 2 ori 2, 4, sunt radical 2. 2 este așa. Da, 12, din 12 ce mai este? 4, 3, iarăși un 2. Deci iarăși un 2. Rămâne 3, domn profesor. 3, iarăși un 3. Iarăși un 3 de acolo, de la 3 la 2. Dar stai puțin, hai să-l luăm la rând. Din 8 este iar 2. Este încă un 2. Și rămâne un 2. Ori 2. Da. Ori 3 acolo mai poate. Ori 3. Ori 3, da. Și cam atât. 3 ori 3 face... Iar scoatem 3-ul. 3. Este 3-ul. Da, și rămân radical din 2. Și finalul este... 3 ori 2. 8 ori 3, 24. Deci 3 ori... Radical din 2. 24 radical din 2. 24 radical din 2. Da? Ai spus? Sunt aflatare, excelent. Deci, așa de bine, că am băgat 3 în față. Da? Da, Gigi? Ai rămas. Da, viu, viu știu, gata. Bine, bun, bun. Și acum să aflăm sinus de A. Da, deci... Aria. Aria am aflat-o. În momentul în care aveți aria făcută, deci știți că aria este egal cu produsul a două laturi, sinusul dintre ele. Da. Când triunghiul nu este dreptunghi. Triunghiulical, da? Da. Deci produsul a două laturi, sinusul dintre ele. Da, ei nu știu dacă o știau, dar o știam acum. Da? Deci aria egal cu B ori C, ori sin de A, pe 2. Totul pe 2. Și voi aveți aria știută. Da. Echivalent, poate spune că 24 radical din 2, egal cu BC, adică cele două laturi mulțite. Haideți să notăm un pic acolo. Sau nu contează? Trebuie să mă opresc, merg că am rămas acolo. Deci, știți formula, da? Da. Se găsește sinusul, area se oferește, se găsește sinusul. Dacă știți sinusul, când se dă o funcție, se pot afla celelalte toate, cosinus pe formula fundamentală. Da. Sin pătrat plus cos pătrat, tangenta, egal cu tangenta, sin pe cos, toate. Da, da, da. Deci sinusul se povește. De la sinus până la toate. Da, treacă toate și ăla, te-am putut. La revedere, hai, atele, dar nu facem sinteză, nu facem nimic? Da, să fac și sinteză, acum nu mă arată. Da. Hai să trecem în revistă problemele care le-am făcut, repede. Vedeți ce chestiuni importante, am zis acolo, am punctat la fiecare, da. Hai, am făcut așa, deci... Funcții, în ordine în care le-am făcut probleme. A, nu, dați-mi un caiet. Ok, ok. Cu plăcere. Problema aia greu o să fii. Prima a fost interesantă, nu? Da, acum, la tot ce trei, da? Da. De sinteza. A, asta care am aflat, nu e o formulă? Da. Da. Prima problemă. Da, asta, în care am descoperit formula. Așa.
Dar... ce scrie? Cum scrie? Tot funcții trigonometrice. Dar ce a fost acolo? Cu... a fost într-un unghi ABC măturantului, din 90 de grade, cu unghiul ăla de 16 grade. Așa, trunghi a fost de tunghi. De tunghi, da. Așa. Practic, acolo a fost o problemă de construcție, nu? Da. Am dus noi mediana final, da. De construcție. Mediana. Mediana în triunghi de tunghic. Și jumătate de da? Da. Și am descoperit noi formula. Alo? Da. Și am găsit noi formula aceea. Formula că AB... area triunghiului AB ipotenuza la pătrat ori sinus de 2 alfa ipotenuza la pătrat ori sinus de 2 alfa supra 4. Asta a fost pe 1, problema pe 1. Da. Problema pe 2. Problema pe 2 a fost aia cu pătratul și am construit două triunghiuri echilaterale. În exterior, ce a fost interesant, nu prea a fost așa deosebit acolo, dacă aici se așa am aplicat, am găsit... teorema Pitagora s-a aplicat. Pitagora foarte mult. Teorema... lui Pitagora. Teorema lui Pitagora aplicată. Da, la problema numărul 3 am avut unghiul de 90, de 30 de grade într-un triunghi vertunghic. Așa. Și... ce a fost acolo? Și acolo a fost desenul ăla care, știți, l-am greșit inițial. A, construcția, figura corect făcută, nu? Da, 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 da. Figura corect făcută. Da. Formula lui Heron, problema 4. 4. Și a mai fost, asta cu centrul de greutate mai înainte. Așa, ia să vedem. Pe 4. Și care am pierdut de lui? Figura corect făcută. A, asta, cu 4 a fost cu intersecția medianelor. Da. E, centru, intersecția... medianelor. Cea medianelor. Centru de greutate, da? Da. Formula lui Heron. Și problema 5. Formula lui Heron. Formula lui Heron. Heron. Și încă ceva, formula lui Heron, și aici a fost afară celelalte funcții când cunoaștem sinusul. Asta, exact. Deci aria, aria triunghiului egal cu BC ori sinus de A, totul pe 2. Deci sinusul de unghiul A egal cu, și după care exact. Cosinusul și așa mai departe, celelalte lui A, tangenta lui A și cotangenta lui A. Toate, toate s-au aflat știind pe simt de A. Mai lucrăm și mâine. Da. Da, facem, facem și cu A4, domn profesor. La revedere.